Tudo iniciado, né? Astăzi am să vă arăt cu ce umplu eu aceste gogoșe, uitați-le. Aceste gogoși care le-am făcut zilele trecute. Și le umplu cu urdă sau cu ricotta sau cu brânzică de vaci. Cam 100 de grame, depinde câte gogoșele aveți. Zahăr pudră după gust, 2-3 linguri. Un pic de coajă de lămâie. Și ciocolată, cât vă trebuie, cât o să aveți nevoie. Eu am mărunțit-o. Și o să amestecăm din toate ingredientele. Ia uitați ce frumoase sunt umplute. Și sunt și bune și gustoase. Astea le fac pentru mâine, ca să avem ceva dulce. Acum să vă arăt cum... Deci în acest bol, unde am ricotta sau urdă sau brânzică de vaci, am să pun o lingură, două de... Da, mulțumesc frumos, Gabriela! Te pup! Pun o lingură, două de zahăr pudră. Veți mai dulce, puneți mai mult. Amestecăm. Brânzica nu trebuie să aibă zer, trebuie scursă bine. Eu am pus-o de-aseară în șervețele și într-un castron puneți făină de porumb, șervețel deasupra, 1-2, apoi puneți brânza de vaci, urda, puneți brânzica, după aceea șervețel, după aceea din nou făină de porumb, și șervețel deasupra și lăsați toată noaptea. Și a doua zi nu mai are deloc zer în interior. Deci amestecăm bine. Ia uitați cât este groasă. Punem și lămâia, coaja de lămâie. Amestecăm puțin. Acum am să pun și puțină ciocolată. Amestecăm. Amestecăm din compoziția. După ce am amestecat bine cu compoziția, putem umple gogoșelele noastre. Ia uitați-le. Aceste floricele sau fluturași. Să vă arăt cum le umplem. Deci luăm o gogoșică. Punem crema deasupra. Vedeți? Punem deasupra. Și apoi unim cu cealaltă. Acum putem da prin ciocolată. Dăm ca să se prindă ciocolata de...
de brânză. Punem așa peste tot. După ce ia uitați. Acum o să dăm cu zahăr pudră. O să presurăm cu zahăr pudră pe deasupra. Puțin zahăr pudră. Și pe partea și pe cealaltă. Să-ți întoarcem. Bună seara, pentru cine a venit mai târziu, astăzi o să umplem aceste gogoșele care le-am făcut zilele trecute. O să le umplem cu cremă de brânză, de brânză de vaci sau de urdă sau de ricotta, depinde ce aveți în casă. Eu am preparat-o mai înainte. Puneți brânzică cu zahăr pudră și cu coajă de lămâie și cu ciocolată. Ciocolată tăiată bucățele. Le umplem. Să umplem și un fluturaș. O să punem puțin aici. Acum o să luăm un altul și punem pe deasupra și le unim. Și o să dăm prin ciocolată marginile. O să punem și pe deasupra, ca să intre în găuri. Acum o să presor și cu zahăr pudră. Și pe partea și pe cealaltă. Așa. Sau așa. Se pretează mai bine aceste floricele umplute. Mai umplem una. Sunt foarte, foarte bune. Foarte bune și gustoase. O să mai umplem una. Aici am crema de ricotta cu zahăr pudră și cu ciocolată și puțină coajă de lămâie. Deci faceți totul după gust. 100-200 de grame de ricotta, 2-3 linguri de zahăr pudră, gustați cu coajă de lămâie și cu ciocolată. Mai mult puțin ciocolata. Bună seara pentru cine a venit mai târziu. Am făcut aceste gogoșele zilele trecute. Ia uitați-le cât sunt de frumoase. Și astăzi le umplem cu cremă de brânză sau de urdă
sau de ricotta, cu ce vă place și cu ciocolată. Ia uitați. Aici avem cremă făcută cu ricotta sau cu brânză de vaci. Am pus zahăr pudră. Puneți după gust, cât vă place, cât de dulce vă place. Puțin coajă de lămâie și ciocolată. Eu cumpăr bucăți de ciocolată, o tai cu cuțitul bucățele, o sfărâm și adaug în cremă. După ce adăugăm, să vă arăt cum umplem. Deci o să pun aici puțină cremă. Acoperim la partea aceasta în exterior și această parte în interior, le unim. Acum marginile o să le dăm prin ciocolată. Dăm prin ciocolată. După ce am dat prin ciocolată marginile, o să dăm cu zahăr pudră pe deasupra. Ia uitați. O bunătate. Acesta este desertul nostru pentru mâine. Sper că vă place și vouă rețeta mea. Dacă vreți să o încercați, să-mi spuneți și mie dacă v-a plăcut. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost în seara aceasta alături de mine. Vă doresc multă sănătate. De luni să intrăm în cod roșu și o să stăm în casă. O să avem mai mult timp de gătit și de făcut prăjituri. Vă pup pe tot și vă urez o seară frumoasă tuturor. La revedere!